Bună! M-am gândit ca în filmulețul de astăzi să vă arăt cum fac eu cercei handmade, făcuți de mine, în totalitate, din ață colorată. Am să vă arăt cum arată așa. Uitați cât de drăguți sunt. Sunt toți cam la aceeași dimensiune, numai că am făcut pe culori diferite. Aici am unul singur verde, mai trebuie să fac unul. Uitați cât de drăguți sunt și poate fi un cadou foarte frumos pentru persoane dragi care apreciază lucru handmade. Am să vă arăt cam de ce avem nevoie. Avem nevoie de ață colorată. Eu mai am așa. Bine, mai am și roșie și muștar, dar am pus-o deoparte. Accesoriile care ne trebuie pentru montarea cerceilor. Am să vă arăt aici cum arată. Am două mărimi. Așa și așa. Eu am să fac cu acesta mare. Și mai avem aici al doilea accesoriu de care avem nevoie. Da, să caut unul mai frumos, că ăsta e cam strâmb. Acesta. Deci avem nevoie așa. Am să le pun deoparte. Ața, foarfecă și un patent. Patentul meu e foarte urât, pentru că nu am avut altul mai frumos. Și am să încep să... Și mai avem nevoie de un carton din acesta. L-am tăiat la dimensiunea dorită de mine. Voi puteți să-l faceți mai mare sau mai mic în funcție de preferința care o aveți la cercei. O să vedeți mai târziu când să mă apuc pentru ce ne trebuie. Am să iau ața. Am să tai o bucată. O am deoparte, că o să ne trebuiască mai târziu. Am să o pun aici. Și acum să vedeți pentru ce ne trebuie cartonul. Se ia ața, se pune aici o bucată, două, trei, patru, cinci. Se taie. Ușor după acest carton. Nu trebuie să fie perfect pentru că tăiați la sfârșit. Se pune cam la mijloc. Se face un nod. Bine strâns. Și încă unul. Se ia de la mijloc, de aici, de unde am făcut nodul. Se strânge bine. Se așează un pic. Așa. Se ia primul accesoriu, acesta cu dinții aceștia. Se pune. Se ia cleștele și se strânge. Se strânge foarte bine să nu iasă ața prin exterior, de aici, din părți. După ce s-a strâns foarte bine, se ia celălalt cercel și vedem că trebuie să tăiem din ăsta. Tăiat. Se ia cealaltă parte a cercelului. Trebuie desfăcută puțin. Gata, cerceii. Aceștia sunt cerceii mei, gata, făcuți. Eu am să-i ofer cadou la
două domnișoare. Am să le dau câte două perechi. Sper că v-a plăcut filmulețul și poate încercați și voi. Vă pup!